Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit. Iată, ora 16, ieri, administrația la zi, a fost o emisiune care, din motive tehnice, a lipsit din grilă. Am primit foarte multe telefoane din partea telespectatorilor noștri, așa încât astăzi am adus în platoul nostru pe cel care era cel mai așteptat pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră în emisiunea așteptată, administrația la zi, și anume, pentru că este iarnă, vorbim cu reprezentantul Termocalor, Sorin Apostolicianu, economist șef. Bună ziua, bine ați venit! Reprezintă, așadar, operatorul regional al Serviciului Public de Producere, Transport, Distribuire și furnizare de energie termică în sistem centralizat. Domnule Apostolicianu, iată, iarna și-a intrat în drepturi din prima zi, așa încât v-am invitat și noi imediat a doua zi, a treia zi, iată, să vorbim despre problemele eventual pe care le-au piteștenii în sistemul centralizat de încălzire. Doamnelor și domnilor, 0348 408 616 este numărul de telefon la care puteți intra în direct și pune întrebări. Deci spuneam întrebări sau soluții pentru invitatul meu. Vreau să pornim discuția de la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de două luni în Consiliul Local Pitești, și anume la faptul că a fost aprobat eliminarea, ca să spun așa, scăderea gigacaloriei de la 245 lei la 200 de lei. Piteștenii plătesc deci cu 20% în medie mai puțin la factura față de iarna trecută. Se întâmplă așa? Nu se întâmplă așa? Da, este o veste bună pentru pitești? Da. Deja facturile pe luna octombrie au fost emise în luna noiembrie cu acest preț de facturare a energiei termice, a gigacaloriei. Este un pas în tot acest program, această etapă de investiții pe care le avem noi împreună cu Consiliul Local și cu Primăria Pitești, cu domnul primar Tudor Pendiuc. Prin acea transformare a centralelor, a punctelor termice din cartiere în centrale termice de sine stătătoare, prin închiderea cetului din Găvana, s-a reușit o economie destul de mare, având în vedere că prețurile la gaze naturale, cât și la apă rece și la canal, la canalizare, deja au crescut în ultimii 2 ani cu 20%, 18-22%, 18 gaze, 22% la apă rece. Deci cu toate aceste creșteri, noi totuși am obținut economii foarte mari, am reușit să ținem prețul de producere la același nivel și în urma unor discuții și a unor analize împreună cu Primăria Pitești, am hotărât ca noi am cerut, vă dați seama, și dânșii au fost de acord să se ieftinească prețul gigacaloriei, diferența aceea de 45 de lei, urmând să o suporte pe mai departe Primăria Pitești. Însă, deci, consilierii locali, reprezentanții noștri ai piteștenilor, au ales să facă acest lucru pentru... Și vreau să vă spun, eu sunt și consilier local, vreau să vă spun că a fost un vot în unanimitate, absolut toți consilierii de la toate partidele au înțeles necesitatea acestei scăderi și importanța ei pentru piteștenii și, de asemenea, le-am explicat foarte bine toate aceste investiții și următorul pas al investițiilor, următorul plan pe termen mediu și pe termen lung pe care îl avem de făcut și prin această scădere a gigacaloriei încercăm să-i ținem pe pitești în continuare în sistemul centralizat, pentru că atunci n-ar mai avea sens toate investițiile ulterioare în sistemul centralizat. Să vă întreb, pentru că erau discuții, recunosc, pe mediul online, este vorba acest 45 de lei care dispar de la gigacalorie, ca să spun așa, se redistribuie în... Primăria susține financiar. Da. Se redistribuie în impozitele pe care le plătim noi. Nu neapărat că se redistribuie, pentru că vor fi plătiți în continuare de Primăria Pitești, cel puțin pe o perioadă următoare, într-adevăr, din impozitele noastre, în sfârșit din sume de la bugetul de stat, de pe TVA, de pe impozitul pe venit. Dar, asta vă și spuneam, avem un plan pe termen mediu și pe termen lung, că deja prima etapă este 95%, să zic, finalizată, prin transformarea acestor puncte termice în centrale de cartier. Mai sunt încă 3 puncte termice care vor fi transformate în perioada următoare. În zona nord, încă 3 puncte termice, undeva la sfârșitul lunii ianuarie vor fi puse în folosință, sperăm noi, probabil că în februarie. Și planul următor este schimbarea conductelor rețelei secundare de la aceste centrale termice până la blocuri, în așa fel încât pierderile pe aceste rețele să fie din ce în ce mai mici, în așa fel încât prețul de producere al unei gigacalorii prin folosirea acestor centrale termice de cartier, eliminarea rețelei primare care avea foarte multe pierderi și unde erau foarte multe avarii, și schimbarea cu conducte preizolate, conducte foarte noi și de calitate superioară, care nu mai permit pierderile în sistem, la un moment dat prețul de producere a gigacaloriei va scădea față de nivelul actual și această subvenție pe care primăria o să o dea în plus, o să dispară. Înțelegeți? Deci prețul de 1 gigacalorie în momentul de față este 408 lei ca și medie.
populația plătește 200 de lei, primăria plătește 208 lei subvenție, dar noi avem în vedere să scădem acest preț de producere a gigacaloriei undeva la 300-350 maxim și acești 45 de lei vor fi automat eliminați și primăria va da aceeași subvenție. De asta și ar trebui să și ținem piteștenii, pentru că acest lucru nu este posibil într-un an de zile sau într-o perioadă foarte scurtă, într-o perioadă pe termen mediu, eu știu, în 2-3 ani. Și de ce nu, dacă primăria va reuși să mențină acest nivel al subvenției acordate pentru fiecare gigacalorie, prețul gigacaloriei poate să scadă, există o plajă, poate să scadă în continuare. V-am spus toate aceste lucruri în condițiile în care prețul la gaze și la apă rece exact a crescut cu 18-20%. În condițiile în care gazele naturale reprezintă aproximativ 60-70% din costurile noastre, vă dați seama că aceste creșteri ale prețului au fost foarte mari, însă noi prin toate aceste investiții am reușit să le contracarăm, să menținem același preț de producere al gigacaloriei. În acest moment înțeleg că în Pitești sunt peste 25.000 de apartamente, apartamente foarte bine spus, sau locuințe în branșamentul acesta al operatorului regional de serviciu public. Da, într-adevăr. Sigur, ați găsit o modalitate prin care să reduceți costurile, dar investițiile acestea în tot ceea ce este nou și performant la această oră. Dar există și o altă variantă, și anume aceea de a atrage înapoi în sistemul dumneavoastră, dacă este profitabil, pe cei care s-au debranșat de-a lungul timpului. Da, seama că ăsta este scopul nostru final. Bun. Sistemul este făcut... Cum i-ați putea convinge pe cei care ne privesc, de exemplu, cândva să poată reveni la sistemul centralizat și care ar fi avantajele sistemului centralizat? Pentru că trebuie să recunoaștem, oriunde ne-am duce în Europa, cel mai mult se uzitează punctele centralele termice, cel puțin de bloc sau așa, de cartier, în niciun caz de apartament. Exact, așa noi suntem învățați românii să luăm absolut totul din afară, cum au fost după Revoluție televizoarele color, noi luăm cu totul cu grămadă de afară, nu stăm niciodată să analizăm, nici nu avea cum, să analizăm toate greșelile pe care le fac cei din afară, să nu mai le facem și noi și să le luăm. Știm foarte bine că și după Revoluție foarte multe persoane din afară, din Occident, eu știu, și din Ungaria și din țările apropiate, au renunțat la centrale de cartier, de centrale de apartament și au existat anumite firme care le recondiționau și le aduceau în România și acest lucru se întâmplă și acum. Într-adevăr, în afară există numai acest sistem centralizat. Documentându-mă pentru emisiune, am aflat că în Europa sunt puține țări în care mai există centrale de apartament, iar România este una dintre aceste țări. Pentru că sistemul centralizat este cel mai eficient, bineînțeles, în anumite condiții și nu în haosul legislativ care există la noi, prin, eu știu, permiterea tuturor proprietarilor să-și monteze aceste centrale de apartament. S-a încercat în ultima perioadă și la noi modificarea legislației și încercarea de a-i menține pe oameni în sistem mai cu forța, să zic așa, dar nu neapărat, pentru că noi am lăsat să se debranșeze pe toată lumea, pentru că, vedeți dumneavoastră, și sistemul nostru este făcut să meargă pentru un anumit număr de apartamente, pentru 50.000 de apartamente. Absolut deloc profitabil sistemul. Cred că în momentul în care vom scădea, eu știu, la 15.000 de apartamente, într-adevăr. Acum, noi am reușit să, zic așa, să eliminăm și această problemă, pentru că noi am închis CET-ul din Găvana, care furniza la tot orașul. Exact. Cum vă spuneam, avem fiecare zone ale Piteștiului alimentate în aceste centrale de zonă, de quartal, de cartier. Și s-ar putea, de exemplu, în Trivale, la complexul 1, să zicem, unde e o centrală de cartier, 601-602, la centrala respectivă să nu mai fie niciun consumator. Și atunci închidem centrala, nu e absolut nicio problemă, s-ar putea ca la punctul 602 de lângă să fie din ce în ce mai mulți consumatori. Sau un bloc care a rămas la centrala de la 601, să reușim să o alimentăm de la cealaltă centrală și de altfel vara așa și facem, nu merg toate acele centrale de cartier. Deci noi am schimbat sistemul să se reorganizeze în funcție de solicitări și de cerințele piteștenilor. Asta vă zic. Cum, ce și în ce fel se debranșează, facem analize în permanență, acolo unde mai rămân 1-2 apartamente, încercăm să vorbim cu oamenii, să-și bage centrală sau să găsească altă soluție, pentru că pentru noi nu mai este eficient economic. Dar de asta vă spuneam, și în afară sistemul merge extraordinar de bine, în momentul în care toți din bloc sunt branșați sau, să zicem, peste 90%, atunci sistemul merge foarte, foarte bine, este eficient, apa caldă vine instantaneu peste tot, asta este problema noastră, pentru că într-un bloc unde au rămas jumătate branșați, jumătate sunt debranșați, cei care sunt branșați în continuare sunt și pensionari care, nu știu, folosesc mai puțină apă caldă sau sunt oameni care pleacă la servici și vin la anumite ore din zi acasă, ceilalți care încearcă să dea drumul la apa caldă,
când nu e nimeni în bloc acasă sau nimeni n-a folosit această apă, trebuie să consume, trebuie să o consume, pentru că așa sunt legile fizicii, să zicem, toată apa rămâne pe conductă, apa fierbinte, nu mai consumă nimeni, nu se mai mișcă în bloc și aia se răcește, n-avem ce să facem, cine dă drumul la această apă caldă, trebuie să o consume ca să ajungă la apă fierbinte. Și acest lucru se poate remedia și sunt foarte multe asociații în Pitești care au trecut la prelungirea recirculației pe care noi avem la absolut toate blocurile, deci noi la absolut toate blocurile avem recirculație până la control de branșament. Apa aceea se circulă, să zicem, în punctul termic, avem pompe care o duc înapoi, o reîncălzesc, o trimit înapoi la controle de branșament. Noi avem temperaturi conform contractelor în vigoare, conform reglementărilor, între 55 și 60 de grade, dar nu mai puțin de 50 de grade. Am avut foarte multe reclamații la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, peste 100, cred că numai în ultimele luni. Cei de la OPC au mers împreună cu colegii mei cu aparatură și au măsurat temperatura apei calde la contorul de branșament și nu am luat absolut nicio amendă, pentru că peste tot erau peste 50 de grade, cum vă spuneam, cum există în legislație și în controlul de branșament. Ce se întâmplă după acest contor, scuzați exact, că vă întreb, asta vreau să mă întreb. Ce se întâmplă după contorul de branșament este problema numai și numai asociației. Eu la toate emisiunile unde am fost și am și încercat noi și eu și colegii mei să discutăm cu administratorii, se pot face foarte multe modificări în instalațiile blocului, însă aceste instalații sunt proprietate privată, noi nu putem să ne băgăm în el, nu putem să facem investiții acolo, pentru că nu putem, este proprietate privată. Patrimoniul nostru se ține la contorul de branșament. Însă îi putem ajuta pe oameni și pe administratori, reprezentanții asociațiilor să înlocuiască aceste conducte, pentru că, vedeți dumneavoastră, ele au fost și normal, au fost puse din proiectarea blocului să deservească absolut toate apartamentele. Au dimensiuni foarte mari, sunt țevi foarte vechi, țevi colmatate care, și colmatate și țevi care permit schimbul cu exteriorul, schimbul de temperatură. Schimbul de temperatură. Ajuta îi putem ajuta. Cum îi ajutați? Cum i-ați putea ajuta? Deci vă dați seama că, în primul și în primul rând, avem foarte mulți specialiști pe acest domeniu. Pot veni și să facem o reechilibrare a instalațiilor, o regândire a instalațiilor și schimbarea acestora. Vă dați seama, dacă sunt mai mulți, sunt din ce în ce mai puțin consumatori, aceste țevi trebuie subdimensionate foarte clar, trebuie înlocuite cu țevi din materiale din acestea noi, eu știu, polipropilen, cupru, pexal, sunt o grămadă de alte materiale mai noi care nu permit schimbul așa de mare ca acele țevi de oțel cum erau înainte. Sunt țevi care sunt preizolate, au izolație pe ele, care iarăși nu permit schimbul de temperatură cu exteriorul absolut deloc. Îmi spuneți și că atunci trebuie adaptat apacat. În funcție de exact. Numărul de consumatori. Aici, din numai că acest lucru necesită anumite cheltuieli, o investiție minimă din partea asociației. Proprietar. Bineînțeles, putem să ducem și recirculația aceasta pe care, cum vă spuneam, noi avem până la control de branșament, putem să o ducem până la ultima coloană în bloc. Deci în subsol să prelungim această recirculație, astfel încât apa să circule în continuu prin subsolul blocului, să nu mai rămână rece, să zic așa, să se răcească, decât pe coloană de la subsol până la apartamente. Înțelegeți? Și atunci apa caldă care ar trebui, apa rece care ar trebui, să zic așa, vărsată ca să vină cea caldă, ar fi foarte puțină. Și dacă s-ar înlocui acele conducte, s-ar subdimensiona, deci ar fi conducte mai mici, vă dați seama, automat diametru și apa care ar trebui aruncată la canal ar fi mult mai mică, cantitatea aceasta, dacă ar fi țevi preizolate, iarăși, nu s-ar răcea așa de repede și atunci oamenii ar avea apă caldă foarte, foarte ușor. Adică vreau să spuneți că ne-am făcut-o cu mâna noastră. Exact. Din păcate, în momentul în care toți și noi, asta am și încercat la cei care au venit să deconecteze anul acesta foarte puțin, dar la toți chiar am rugat colegile, domnule, să-i întrebe, aș citi cu mare atenție ce scrie pe foaia acolo, pentru că noi pe toate referatele tehnice, pe tot ce le-am dat să se debranșeze, sunt obligatorii conform legii să semneze vecini. Și vecinii atunci au semnat și scriu, au scris acolo ca o declarație pe propria răspundere, adică ca o declarație. Chiar ca o declarație pe propria răspundere, au spus clar că ei cunosc și înșusesc toate efectele negative pe care debranșarea unui vecin o să le aibă asupra tuturor apartamentelor. Am avut foarte multe reclamații și acum, chiar ieri și la altă emisiune, am fost sunat la alt post de televiziune, au sunat, dom'le, și a pus vecinul meu centrală și nu-i dă drumul și e foarte frig la mine pe peretele ăla sau de dedesubt sau deasupra. E clar, în momentul în care ați semnat și ați dat voie să-și pună centrală, pentru că aceste centrale de apartamente, asta se pun, să se facă economie la sânge, înțelegeți? Cine dă 80 de milioane, 8.000 de lei pe o centrală, e clar că trebuie să-și amortizeze, da. Și apoi să vină să spună, doamne, eu cu centrală plătesc 1 milion pe lună, 100 de lei pe lună și nimeni nu-i întreabă, doamne, când dai drumul? Păi când vin de la serviciu, îmi dau drumul. Sau noaptea în camera mea dau drumul, pun termostatul la mine și tot așa. În sistemul centralizat există, se recirculă permanent. Exact, există temperatură permanentă și calorifere fierbinte. A fost cineva care să dorească înapoi? Da, da, da. Au fost și anul acesta, cred că 5 apartamente, foarte puține, dar nu este, v-am spus, încă nu este momentul, după această iarnă,
când gigacaloria este 200 de lei, când toată energia termică, toată căldura și apa caldă vine de la acea centrală care este lângă bloc, nu mai sunt acele avarii care au fost în toți anii anterior pe rețelele primare, pentru că acele au fost dezafectate. Mai este o rețea primară din Găvana până în nord, dar vă spuneam că la sfârșitul lunii ianuarie vor fi terminate și celelalte trei centrale și atunci acea rețea primară va fi închisă cu totul. Deci în momentul respectiv, și o să afle de la vecini și o să vadă și la avizieri, bineînțeles și noi o să facem publice sumele pe care le au de plată, pentru că vă dați seama, 20% reducere pe o lună, să zicem că o lună maximă ar fi fost de 300 de lei căldura la un apartament cu două camere sau chiar cu trei camere, că mai mult de 400 de lei n-au fost, vă dați seama, ar însemna o reducere de 60-80 de lei și ar trebui să plătească 200 de lei căldura pe iarnă. De asta vă spun, cei cu centrale au o anumită, cum să spun, un preț mai mic, poate plătesc 100-150 de lei, dar nimeni nu ia în calcul investiția necesară montării acestei centrale. 8.000 de lei, dacă o împarți la 10 ierni, cât are această centrală, durata de viață, pentru că mai mult de 10 ani nu este voie să o menții, după aia nici nu mai dă nimeni verificare meteorologică, trebuie să o dai jos și să-ți iei alta. Deci ar fi 800 de lei pe iarnă. Vă dați seama, 800 de lei pe iarnă care ar trebui să-i economisești ca să fii la același nivel cu cei centralizați. De-aia vă spuneam. Acum, gigacaloria fiind 200 de lei, maxim o să se plătească un apartament cu două camere, 250 de lei, hai să zic 300 de lei, poate unde existau, nu știu, sunt elemente foarte mulți. Iar la 200 de lei, câtă economie să aibă cel cu centrală, cât să plătească el mai puțin de 200 de lei, în așa fel încât să-și amortizeze 800 de lei. Deci vă dați seama că nu e. Sunt 5 luni de iarnă, 5 luni, 800 împărțit la 5, sunt 160 de lei pe lună. În niciun caz nu plătește 50 de lei. Cei care ne privesc acum, pe bună dreptate, sunt oamenii care s-au debranșat cu ani de zile în urmă. Într-adevăr, îi așteptăm în sistem oricând. Știți foarte bine că în urmă cu ani de zile, sistemul ăsta al serviciului public nu era chiar în regulă, se plăteau facturi mult mai mari, da, 6-7-8 milioane pe lună și atunci cred că a fost marea... Am fost, într-adevăr, a fost marea debranșare, ca să o numesc așa. 5 ani, să zic așa, exact. Au fost cam 5.000-6.000 de apartamente. Oamenii au trecut la sistemul privat, da, sigur. Într-adevăr. Iarăși, noi, cum vă spuneam... Nu cred că în ultimul timp s-au debranșat așa de mulți Nu, au fost 1.500 maxim în fiecare an, 1.500-1.700, nu au fost mai mulți. Să vă întreb altceva. Dacă oamenii vor dori rebranșarea, iată, va veni marea rebranșare, să zic așa. Vor fi foarte mulți care doresc. Sunteți pregătiți pentru rebranșare? Centralele acestea din cartiere care au fost construite în punctele termice au fost construite și au fost proiectate cu o capacitate în așa fel încât să asigure consumul tuturor apartamentelor, chiar dacă au fost branșate sau nedebranșate în momentul respectiv. Deci avem în fiecare centrală 3 cazane, 2 cazane, din care momentan funcționează doar 2 sau chiar 1, în funcție de necesitatea respectivă. Dar suntem pregătiți să primim înapoi toate celelalte 25.000 de apartamente. Și de asta vă și spuneam, având în vedere investițiile din etapa următoare, există proiecte deja depuse, care deja s-au început la punctul termic 715 și 718 din Războieni, deja s-au schimbat toate conductele care pleacă de la centrala respectivă până la blocuri cu conducte preizolate. Știu oamenii foarte bine, acolo ne cerem scuze că constructorul a întârziat și au primit căldură mult mai târziu față de ceilalți din oraș. Trebuie să vă întreb așa, pe o hartă imaginară, că toți știm cum arată Piteștiul, pe o hartă imaginară, unde sunt sau care sunt locurile, centralele care merg perfect și unde mai aveți probleme pentru piteștenii care ne urmăresc? Vorbesc de sistemul centralizat. Nu, să știți că probleme... Sau unde să fac investiții în acest moment? Probleme nu sunt, v-am spus, peste tot s-au terminat aceste centrale de cartier și de zonă, o să fie și celelalte trei în zona nord și apoi o să terminăm cu acest prim pas al transformărilor. S-a început ca un proiect pilot, să zicem așa, în Războieni, deja să se schimbe conductele de la centrala termică până la blocuri, cu aceste conducte preizolate, am făcut deja analize, anumite ramuri s-au dat, deja s-au pus în funcțiune și treaba merge foarte, foarte bine. În anul următor, în funcție de câți bani ne vor fi alocați de către primărie, sunt și anumite fonduri de la guvern. A fost un program 2006-2014 care s-a terminat anul acesta, dar o să intre la anul următor, 2015-2020, programul de termoficare, la care noi, bineînțeles, că o să apelăm, o să accesăm fonduri de acolo și o să le folosim pentru aceasta. Deci, v-am spus, deocamdată s-a început cu cartierul Războieni, pentru că acolo erau foarte mulți consumatori pe centrala respectivă și e și normal să fie așa, vă dați seama, unde avem un consum foarte mare și să începem cu aceste investiții. Dar vor începe dacă peste tot. 8 ani de zile, îmi spuneți, este perioada de viață a unei centrale termice, da. Probabil că după 8 ani de zile, cei care și-au făcut investiții în aceste centrale vor face calculele foarte bine sunt deja, înainte de a-și cumpăra asta o altă centrală. Asta vă și spuneam, sunt deja oameni care și-au pus de 3-5 ani centrale termice și sunt
noi suntem pregătiți să primim în sistem. De asemenea, iarăși există o altă posibilitate pentru consumatori să-și schimbe sistemul de distribuție din cadrul blocului prin acea distribuție orizontală, exact ca la gaze, țevi, toate țevile și de căldură și de apă caldă, să nu mai treacă prin apartamente de sus până jos, să fie pe casa scării. Sunt deja vreo 7 blocuri în Pitești care au trecut la acest sistem, blocuri unde căldura și apa caldă funcționează foarte bine, recirculația apei calde, cum vă spuneam, noi am dus-o până la control de branșament, aici am dus-o pe casa scării până la etajul 4, oamenii au instantaneu apă caldă, sunt foarte mulțumiți, fiecare își poate da drumul la căldură cât are nevoie, câți bani dispune luna respectivă sau dacă e acasă sau nu e, dacă nu e acasă, ca și o centrală. Din păcate, este nevoie de iarăși de o sumă de bani pentru a fi folosită, undeva la 2500-3000 de lei de apartament care este branșat. Bineînțeles că și cei care sunt debranșați trebuie să participe pentru instalațiile comune de pe casa scării. Și asta vreau să vă și spun, la aceste 7 blocuri, dacă mi-aduc bine aminte, la cel puțin 3 dintre ele, în momentul în care s-au făcut proiectul pentru instalații respective, să se vadă, dom'le, ce dimensiuni punem, și au venit și au spus, dom'le, din 20 de apartamente mai sunt branșate 14. Să facem pentru cele 14. Și oamenii s-au strâns acolo și au zis, nu, dom'le, nu faceți pentru 14 sistemul, faceți pentru 20 de apartamente. Pentru că dacă nouă ne merge bine, noi ne branșăm și noi, așa au zice cu centrală, ne branșăm și noi la sistemul centralizat. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, ei deja la centrale, distribuția orizontală în apartamentul au deja făcută. Știți că la centrală, așa, vine de la centrală și trece la fiecare calorifer. Și atunci nu ar mai fi nevoie decât o investiție foarte mică să iasă pe casa scării. Cu căldura și cu apa caldă, câteva țevi, vă dați seama, o gaură în zid și aia e și totul se rezolvă și un control de branșament la intrare. De asta văzut. La cele 3 blocuri, la celelalte 4 au zis nu, doar pentru cei care sunt branșați. Pentru că și oamenii o să-și pună problema. De asta vă zic. Prin această scădere a gigacaloriei, deja există foarte multe discuții. Eu cel puțin am foarte mulți prieteni care au centrală și care nu au centrală, bineînțeles, și au venit și au spus, bun, putem să, exact cum spuneți dumneavoastră, putem să ne rebranșăm, cum facem, rebranșarea e gratuită, o putem face foarte simplu, vă dați seama că, dar asta și e scopul nostru, să-i readucem în sistem. Și de asta vă și spun, cu cât readucem în sistem, cu atât sistemul merge mai bine, cu atât mai multe economii obținem, înțelegeți, pentru că și acele centrale de cartier au și ele un minim la care pot să producă, să zicem, 100 de gigacalorii, chiar dacă noi avem nevoie de 80. Nu peste tot e cazul, pentru că sunt foarte multe zone unde trebuie să pornim și al doilea cazan. De asta vă zic. Și totuși avem un surplus de energie termică pe care o plimbăm pe acolo în sfârșit, că așa este sistemul. Dar în momentul în care toți vor veni în sistem, noi putându-le, alimentându-i, aceste pierderi vor scădea, prețul de producere, cum vă spuneam, și el o să scadă și o să devenim din ce în ce mai atractiv. Dar de asta și primăria și domnul primar ne-a înțeles foarte mult când i-am solicitat această scădere a prețului, pentru că să nu se mai debranșeze. Dacă se debranșează în ce în ce mai mulți, atunci, în primul rând, aceste investiții sunt în van făcute, rămân bani aruncați în pământ și investițiile ulterioare nu mai au sens. Deci suntem cumva paradoxal. Ar trebui să facem aceste investiții ca să fie din ce în ce mai bine într-un sistem, dar dacă tot se debranșează, nici nu are sens să le mai facem și nici aceste investiții. Să mă gândesc că totuși consilierii locali care au experiență acum și expertiză privind asta și care, iată, sunt activi, înțeleg că au fost în unanimitate de acord cu treaba asta, poate că ar trebui să fie un mesaj public mai clar. Da, nu, să știi, mai clar vă spun, din partea Consiliului Local care ne reprezintă, da, vis-a-vis de ceea ce înseamnă o rebranșare într-un viitor. Da, da, da. Vorbim de buzunarul nostru, vorbim de informație, iată, vorbim de lucruri care ne pot îmbunătăți confortul până la urmă și scădea cheltuielile. Noi vom continua să vedem ce se întâmplă și chiar am fi interesați să vedem cum funcționează în acele blocuri de care ne spuneați, sigur, în cazul în care asociația de proprietari este de acord să ne permită, să vedem cum arată acel branșament și chiar o să prezentăm telespectatorilor noștri și această variantă. Sigur că sunt și lucruri neplăcute în sistem și anume sunt rău platnici, pentru că, din păcate, trăim vremurile pe care le trăim și este destul de dificil uneori, mai ales mă gândesc la situația familiilor de pensionari, nu? Sau... Da, să știți, este cumva paradoxal, pentru că familiile de pensionari își plătesc întreținerea, să știți, foarte puțini au restanți. Iarăși este un paradox cu acești restanțieri, să zic așa, pentru că statul le asigură un ajutor de încălzire în fiecare iarnă celor care au venituri sub anumite grile, sub anumite sume. Și atunci s-ar pune problema în felul următor. Bun, ai bani peste 8.800.000 de lei pe membru de familie, atunci înseamnă că ai bani cumva să-ți plătești întreținerea, v-am spus acum o să fie undeva maxim 300-400 de lei de apartament. Și ar trebui să nu fii restanțier. Deci dacă ai venituri peste 800 de lei și nu primești subvenție, nu primești ajutor de încălzire, atunci ar trebui să-ți plătești. În momentul în care
nu ai venituri și n-ai cu ce să-ți plătești, statul te ajută putând ajunge să se acorde ajutor de încălzire și 100% din ce se consumă. Da. Înțelegeți? Și atunci familia respectivă n-ar trebui să aibă nicio restanță. Înțelegeți? De asta este un pic, să zic așa, de neînțeles. Acolo unde sunt bani și nu se primește ajutor, nu se plătește. Acolo unde nu sunt bani, se primește ajutor și acolo nu este problemă. Dar de asta vă și spun, pensionarii sunt primii care plătesc întreținerea. Bineînțeles, există și acolo cazuri unde nu-și plătesc. Excepționale, da. Chiar oamenii nu pot. Da, dar și sunt foarte multe asociații care nu achită facturile către noi. Am mai discutat și la alte emisiuni și la dumneavoastră și la alte posturi de televiziune. Se plătește în primul și în primul rând factura de la apă canal, pentru că fără apă rece nu se poate, fără căldură, fără apă caldă, apă rece o mai încălzești, căldură mai pui un reșou în priză și se mai poate rezista. Ei opresc și cel apă canal și noi, de altfel, oprim imediat dacă nu se plătește, de aia avansul. Fără apă rece nu se poate trăi. Și atunci, administratorii iau banii de la cei bunplatnici și se duc și duc direct la apă canal, chiar dacă și în asociația respectivă există proprietari care nu și-au plătit deloc întreținerea, adică n-au plătit nici apă rece și ar trebui să n-aibă cu ce să plătească la apă rece. Sunt foarte multe blocuri, avem deja sume destul de mari, cam 5 milioane de lei de recuperat de la populație, mai vechi de 90 de zile, sunt sume destul de mari. Ar părea destul de mari, nu ar fi așa de mare, având în vedere că noi pe o lună facturăm 100 de milioane. Deci vă dați seama, sunt 5 milioane, ar fi foarte puțin. Însă, conform legislației în vigoare, pe lângă acele creșteri de prețuri de care vă spuneam la gaze naturale, suntem obligați să plătim gazele înainte să le consumăm. Aceea este legislația, este până la urmă o piață economică, cu cereri, oferte. Vă dați seama, dacă nu sunt obligați pe nicăieri să ne dea nouă gazele, poate să le dea, eu știu, la ucrainieni, la rus, sau să le dea în altă parte la persoane juridice care plătesc imediat aceste gaze naturale. Există iarăși, au existat, după cum bine știți, probabil discuții foarte mari în presă, în guvern, de creșterea tarifului la societățile de termoficare, însă până la urmă s-au lămurit că nu trebuiau plătite, pentru că se ajungea indirect la o creștere a prețului la populație și erau defavorizați cei care erau legați la sistemele centralizate față de cei care aveau centrale de branșament. Și atunci, în continuare, se menține prețul la noi. Și iarăși, de la 1 ianuarie, o să existe o bursă a gazelor naturale și de asemenea, acolo, cine vrea să cumpere gaze naturale pe bursă, ca la orice, și când te duci la piață, nu-ți dă nimeni pe datorie, trebuie să ai bani înainte. Și acum, în momentul de față, există această legislație, deci noi trebuie să plătim gazele naturale înainte să le consumăm. Și vă și dau ca exemplu, pentru luna decembrie a trebuit să le plătim în luna noiembrie. Sunt sume foarte, foarte mari, undeva la 8 milioane de lei, deci noi aproape 80 de miliarde de lei vechi pe care noi a trebuit să le plătim, ar fi trebuit, deocamdată nu le-am plătit. Cam 5 milioane exact. La populație și aveți de plătit cam 8 milioane. În avans, de asta vă spun și de asta vreau să vă și explic mecanismul ca să înțelegeți cât de ciudat și de greu ne este nouă și că n-am putea trăi fără ajutorul primăriei să se dea subvenția în avans. Deci noi a trebuit să plătim înainte de 1 decembrie aceste gaze naturale. Noi furnizăm energie termică folosind aceste gaze naturale toată luna decembrie. Deci trec 30 de zile. Pe 15 ianuarie facturăm luna decembrie. Deci încă 15 zile, 45 de zile. Încă 15 zile lucrătoare în care oamenii pot să-și plătească facturile. Sunt cam 20 calendaristice, 45 cu 20, 65 de zile. Și iarăși guvernul, după cum știm la toate utilitățile, a mai acordat încă 30 de zile de grație în care poți să-ți plătești factura fără să plătești niciun leu penalizare. Deci 65 de zile. Da, exact. 95 de zile, 95-98 de zile. De la care, deci noi am plătit la gaze naturale suma aceasta și noi peste 95 de zile putem să mergem să batem la ușa omului și să spunem, dom'le, plătește-mi factura, să mă duc cu instanță sau cu orice. Eu până atunci nu am voie să-i bat la ușă, să-i spun, dom'le, plătește factura pe decembrie. Păi stai puțin, că mie îmi lasă 15 zile lucrătoare, mai lasă statul 30, nici nu am voie. Ei, în astea 95 de zile sunt deja 3 luni în care eu trebuie să plătesc gazele naturale, iarăși că ăstea care le plătesc în decembrie, apoi la sfârșitul decembrie pentru ianuarie. Și tot așa, și sunt sume foarte mari. Avem un sprijin foarte mare de la primărie care ne-a plătit întotdeauna subvenție în avans pentru a putea și noi să plătim în avans la gaze naturale. Și guvernul iarăși a dat legislație care a permis și a și spus acolo unde se plătește în avans, unde trebuie să plătite în avans gaze naturale și primăria trebuie să dea în avans subvenție, poate să dea în avans subvenție, urmă să se regleze sumele date în avans, pentru că, vă dați seama, noi prognozăm pentru decembrie o anumită cantitate de gigacalorii pe care o să vindem, subvenția este în funcție de aceste gigacalorii, la sfârșitul lunii vedem dacă le-am vândut mai puțin sau mai mult, trebuie să dăm ceva bani înapoi sau nu și tot așa. Și ne-a ajutat foarte mult, dar de asta vă zic și asta am și rugat la
pe toți cetățenii, toți consumatorii noștri să-și plătească măcar în termenul acela legal de 15 zile sau încă 30 de zile, să-și plătească facturile la termoficare pentru a nu fi în situația ingrată din luna septembrie sau octombrie, mai țin bine minte, când cei de la Distrigaz au oprit cartierul Trivale și cartierul Găvana în septembrie. Au oprit de-a valma asociații care erau bune platnice și asociații care nu erau bune platnice. Bineînțeles că noi am oprit imediat toate asociațiile care erau platnice și acum sunt destul de multe care sunt oprite, însă iarăși aici este un paradox foarte mare și vă și spun că stăm și ne gândim cum putem să facem. Sunt asociații care au restanțe. Cum vă spuneam, sunt oameni și acolo există oameni buni platnici care își plătesc facturile imediat sau în sfârșit în termenul legal. Trebuie însă administratorul, alături, da. Administratorul se duce, ia banii, se duce la apă rece și plătește ca să rămână fără apă rece. Bun, noi dacă oprim asociația respectivă, cei care sunt buni platnici, vă dați seama că sunt clar frustrați. Da, și sunt chiar furați. Exact, frustrați și furați rămân, vă dați seama, dar banii lor nu ajung la noi. Ei dau la administrator și administratorul nu îi aduce la noi. Îi împarte până altă și administratorul salariu, în sfârșit, nu mai discutăm acum. Și acești oameni care au bani să-și plătească întreținerea, să zicem așa, își pot iarăși monta centrală. Și noi îi pierdem din sistem pe cei buni platnici și rămânem cu cei rău platnici, vin tot așa, ne roagă să dăm drumul, să duc peste tot la OPC, la tot felul de organizații de sociale, să le dăm drumul că nu poate să trăiască fără căldură, dar nici noi nu putem să-i lăsăm pe cei care plătesc fără căldură. Și atunci oprim, suntem nevoiți să oprim blocurile. Da. Exact, e un cer vicios, suntem așa în anumite puși în situații. Iarăși există rezolvare și la această situație cu acele convenții individuale care se pot face cu fiecare apartament în parte, să vină factură pe fiecare apartament ca la telefonie, la cablu, eu știu, băgăm cutia poștală, omul își plătește și niciodată nu mai este debranșat. Noi îi putem acționa pe cei care sunt rău platnici în judecat. Avem deja 12.000 de convenții individuale și cu cei branșați și cu cei debranșați, că și ei au dorit să primească aceste convenții. Aceste convenții au numai și numai avantaje. Ne lovim în continuare de reticența administratorilor și a președinților, pentru că am avut cazuri unde am făcut aceste convenții individuale, la apă, canal, iarăși au făcut contracte separate, la gunoi se pot face contracte separate, la gaze sunt deja contracte separate cu absolut toată lumea și oamenii s-au dus la administrator și au spus, dumne, eu ce-ți mai dau ție bani? Că eu la termoficare plătesc, la peste tot și atunci deci oamenii le e frică să rămână fără salariu, fără muncă de acolo. Exact. Și nu vor, ne pun piedici, să zic așa. Domnule Apostolicianu, sigur sunt foarte multe lucruri de discutat în continuare. Colegii mei, din păcate, îmi spun că timpul s-a epuizat. Vreau să vă anunț doar că domnul Păun Florian din Găvana 3, blocul, o să vă dau sigur, dar vreau să se audă telespectatorul, blocul 12, scara A, are în apartament, da, are în apartament doar 17 grade Celsius. Îți vedea dumneavoastră de ce vă dau ulterior. Și mai sunt câteva, dar vi le dau. V-am zis și aceste, ca să și închei cu aceste, și 17 grade poate să fie din cauza vecinilor care s-au debranșat și nu-și dau drumul la centrală. Dumnealui, oricum, ne-a sunat și am înțeles, bine, o să ne ocupăm, informația. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea. Rămâneți imediat, urmează știrile. La revedere!